plină de amintiri și umor, așa s-a petrecut seara poetică Petru Cărare, dedicată apariției volumelor segeți și parodii. Deși interzisă în timpul Uniunii Sovietice pentru caracterul său provocator, care a indignat autoritățile anilor 70, cartea Segeți a adunat la relansarea sa nume notorii ale literaturii autohtone. Ediția din 2019 a Segeților, o ediție completă, deci este exact aceeași carte, doar că într-o haină foarte elegantă. Petru Cărare a fost și a rămas în conștiința noastră un om cu o percepție foarte acută a realității. Țin aici în mână volumul Parodii, care, repet, este un fel de istorie în răspăr a literaturii noastre. Mai cu seamă un om de caracter și am ținut foarte mult ca de ziua domniei sale să-l aniversăm prin această lansare de carte. Chiar dacă din cauza vârstei înaintate însuși autorul volumelor nu a reușit să fie prezent la lansare, cărțile i-au marcat prezența în fiecare clip a serii. Printre invitații serii, numărându-se și eroii a căror poezii au fost ridiculizate în volumul Parodii. Dedicațiile sarcastice puneau în lumină nume mai puțin cunoscute pe atunci, dar care au devenit răsunătoare peste timp. Primul meu contact cu Petru Cărare a fost în anul 1972, când aveam 17 ani și de la niște colegi de facultate am aflat că în acel an a apărut și a dispărut foarte repede din librării cartea Segeți a lui Petru Cărare. Cineva reușise să pună mâna pe ea, a ajuns și la mine, dar nu se dădea pe multă vreme, deci ți-o dă pe o noapte, ți-o dă. În fond m-a șocat ceea ce citisem eu acolo la Cărare, nu era în literatura pe care o învățasem în școală și altă literatură decât cea învățată în școală, pe atunci încă nu știam. Era, de exemplu, un catren, parcă simplu, dar pe atunci era șocant. Pace strigăm noi, pace strigați voi și de pregătim de război și noi și voi. Iată, cam așa niște. Pe atunci era un fel de blasfemie politică lucrul ăsta. E și normal că au dat cartea la topit. Ori, în noaptea aceea, eu nu doar am citit această carte, ci am și copiat-o de mână. Sevolo Cernei, Vasile Romanciuc, Arcadie Suceveanu și Marcela Benea sunt doar câțiva dintre poeții a căror versuri au fost parodiate de renumitul scriitor. Prezenți la eveniment, ei au recitit cu drag parodiile versurilor lor, amintindu-și nostalgic de ziua în care l-au cunoscut pe Petru Cărare. Petru Cărare este un poet cu mult talent, un umorist, satiric umorist. Dovada ne-o face și ne-o fac și cărțile care au apărut astăzi și pe care le-am lansat, Săgeți și Parodii, cărți care se citesc cu mult interes și cu multă plăcere astăzi, la început de secolul 21. La cei 83 de ani, scriitorul Petru Cărare a lansat peste 40 de volume. Printre operele sale se numără poezii, cărți dedicate copiilor, dar și două volume de proză.